Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vom da din nou femeluța de albastru vienez la montă, pentru că, după cum bine știți, ultima dată am dat-o și nu a luat. Și, bineînțeles, mai avem mici modificări de făcut, cum ar fi să dăm și această femeluță de hicole din nou la mascul, pentru că puiuții ei, după cum vedeți și voi, au crescut, au 2 luni și un pic și este ok să îi separăm de mamă. Cum spunea cineva în comentarii pe YouTube, cum că hicolele ar crește mai repede decât ceilalți iepurași și ar putea să monteze undeva la 3 luni. Din punctul meu de vedere este total neadevărat, nu contează ce rasă de iepure este, pentru că la 3 luni de zile nu sunt suficient de dezvoltați pentru a putea realiza o montă, așa că îi puteți ține lejer cu mama până la 3 luni, nu se va întâmpla absolut nimic, îi vedeți și voi, va trebui să mă uit la ei să vedem ce am, care, cum sunt, care este mascul, care este femelă, după care va trebui să cumpăr niște vaccinuri pentru ei, să-i vaccinez și bineînțeles mama va fi luată și dusă înapoi în cușca ei, montată și să ne așteptăm la un nou cuib. De fapt, în cușca ei, femeluța de hicole va fi mutată în cușca femelei de neozelandez alb, care mi-a fătat din nou 8 iepurași și nu i-a crescut, iar femela aceea de neo va fi mutată într-una din boxele acestea din acest coteț, pentru că știți foarte bine că mai am 2 boxe libere pe partea cealaltă. Iar și aici avem micuții de neoroșu, aceștia vor mai sta, cred că o jumătate de lună cu mama lor, pentru că încă sunt micuți. Da, deci îi voi mai lăsa o jumătate de lună, undeva la începutul lui februarie îi voi verifica pe toți și atunci voi da din nou mama la montă, la masculul de neoroșu, iar aceștia vor rămâne singuri, probabil că aici vor rămâne femelele, iar în partea cealaltă masculii. Așa că o să trecem la treabă și voi lua această femeluță de albastru vienez și o voi duce la mascul să o dăm la montă. Femeluța care este agresivă, nu știu dacă albaștrii vienezi sunt ei o rasă agresivă sau nu, pentru că aceasta și nu numai aceasta, și femeluța lui Marius, prietenul meu care crește iepuri, este la fel foarte agresivă. Nu știu dacă rasa este așa sau doar femelele acestea sunt, dar ar fi o coincidență prea mare ca ambele femele să fie foarte agresive. În rest, masculii nu avem probleme cu ei, sunt în regulă. Voi lua iepuroica, o voi duce la mascul și revin cu imagini de acolo. Și am băgat femeluța la mascul. Vedem că femela este în călduri și a stat la montă. Acum o voi scoate și o voi duce în țarcul acela, pentru că lăsăm masculul să se odihnească câteva minute, după care vom repeta monta. Femela este în călduri, a stat imediat, așa că voi repeta monta încă de 3 ori, după care o voi duce înapoi în cușca ei și vom lua și femela de hicole. Între timp vom pregăti terenul pentru celelalte femele și vom face rocada. Avem aici femeluța de neozelandez, care am zis că va fi montată într-una din cuștile cele mici din partea cealaltă. Nu îi voi mai lăsa atâta spațiu pentru fătătoare, pentru că ați văzut și voi de fiecare dată când a fătat, cel puțin ultimele 2 dăți, pentru că prima dată când a fătat a avut grijă de puiuți, ultimele 2 dăți a făcut foarte mulți pui și, după cum vedeți, un cuib vraiște și bineînțeles că n-a avut grijă nici de puiuți. Așa că voi încerca să o bag într-un spațiu mai micuț, cu mai puțin loc de mișcare, unde poate ea să-și facă cuibul mai ușor și să sper eu că voi reuși să scot în continuare puiuți cu ea. Va fi a patra oară de fapt când o voi da la mascul, dacă nici de această dată nu va reuși, bineînțeles că nu o voi mai ține și probabil că va ajunge la tuci.
Aici avem femeluța cealaltă de neozelandez care își crește puiuții cu briu. Aceștia au o săptămână și un pic, au început să se îmblănească puiuții. Este totul în regulă. Aici, în acest cuib, după cum îi vedeți și voi, puiuții sunt aici, sunt îmblăniți. Deci această femeluță are grijă de puiuții ei, nu este absolut nicio problemă. Am să le fac curat și acestea și aici, pentru că voi muta alta iepuroaică, cea de hicole o voi aduce aici tot astăzi, o voi da și la montă și o vom băga aici să se obișnuiască cu cușca și să ne facă iarăși, sper eu, un cuib numeros, pentru că data trecută a avut un cuib de 6 iepurași, doar că la fel nu l-a făcut cum trebuie, a săpat în fătătoare până la OSB, i-a fătat pe OSB și acesta fiind rece, puiuții au înghețat. O să mă apuc de treaba aici, după care voi reveni cu imagini. Au trecut cele un sfert de oră, 15 minute. Da, după cum vedeți, ne-am și mișcat. Am făcut curățenie și aici la femeluța aceasta. Da. Am făcut curățenie, urmează să-i punem, de fapt să o schimbăm, să o ducem pe aceasta și să o luăm pe cea de hicole, după ce o montăm, evident. O punem în această cușcă și îi vom pune niște fân, o să mă duc să cumpăr niște fân. Iar la aceasta la fel, am făcut curățenie în zona aceasta unde era, dacă țineți voi bine minte dintr-un videoclip anterior, am luat toată mizeria de la ea din fătătoare și am pus-o undeva acolo ca să se învețe să-și facă nevoile acolo și ce credeți, numai acolo și-a făcut nevoile, în fătătoare nu și-a mai făcut deloc. La fel, va trebui să-i punem niște fân. Mai luăm o dată femeluța de albastru vienez și o băgăm la mascul. Ați văzut, a fost receptivă la montă imediat. Masculul nu mai poate de dorință, să zic așa. Când am scos femeluța, a sărit să mă muște. Foarte vagabond. Încercăm acum să luăm femela care este și un pic speriată și un pic agresivă. Nu știu ce va ieși. Dar hai să încerc. Oh shit. Oh shit, ați văzut și voi. Ați văzut și voi care. Păi cu minte, tată, nici nu mai știu să te iau de aici. Motherfucker. Holy shit. O dai cu femeia asta. O dai cu femeia asta. O ducem aici la mascul. În spatele tău, tată, se află una femeia. Hai să vedem. Femeia, ați văzut, întinde. Asta nu a fost prea reușită. Din păcate, asta nu a fost prea reușită. Asta este, o mai bag de două ori. Masculul a căzut prea repede și nu cred că a nimerit unde trebuie. Hai bă, fugi de aici și tu. Ha. Fugi de aici, Lucky. Fugi, tata, băi. Să nu mă muști. Mă muși banga, da. Ați văzut că este greu cu ei. Stau, mai bag de două ori că de această dată nu prea nimerit-o cum trebuie. Așa. O să mă duc și în partea cealaltă să-i pregătesc cușca femelei acesteia și voi lua femela de hicole să o montez și să o bag în această cușcă. Revin cu imagini. Am pregătit și cușca unde va veni femeluța de neoalb, care din păcate se deschide ușa un pic, am greu, mai trebuie lucrat un pic la ea. Da. Aici voi încerca să-i mai pun niște castronele pentru mâncare și apă. Iarăși acolo îi voi mai pune o bucată de OSB și un pic de fân. Acolo aș vrea să-și facă ea pe viitor cuibul.
și să fete. Este un spațiu mai mic decât cușca cealaltă și sper eu că aici își va face cuibul mai calmea, neavând spațiu atât de mare unde să lucreze. Sper eu că își va face cuibul mai bine și că voi avea parte și de cuiburi de la ea. Dacă nu, asta este, așa a fost sortit. Am să mă duc să aduc niște fân aici, după care voi băga femeluța și să vedem dacă găsești niște castronele pentru aici. După cum bine auziți, au început și motanii și pisicile să se împerecheze în perioada asta. Așa că, fraților, mă duc să caut fân și castronele. Încercarea numărul 3, fraților, de montă la iepuraș. După cum ați văzut, a doua montă nu prea a fost cine știe ce, ok. Încercăm acum a treia oară cu femeluța și masculul. După cum ați văzut și voi, foarte agresivi și vagabonții. Hai, fată, vină încoace, că tu ești agresivă și te reprezi. Holy shit! Hai! Dai cu minte, tată! Dai cu minte, tată! Tu ești agresivă, rău! Dai să muști! Da să mușcă, nu știu de ce face așa. Am spus, nu este singura. Opa, așa. Băgat acolo femeluța. E în spatele tău, bă. E în spatele tău, tată. Ia uite-o, te așteaptă. Băi, prostule. Hai. Hai, ia uite-o cum stă. Hai, tată. E lovit-o bine sau? Nu prea sunt eu convins că îi dă cum trebuie. Nu prea sunt eu convins. Așa. S-o mai băgăm de-a două ori. O scot acum și îi mai las să odihnească. Ideea e că și masculul acum când bag mâna să iau femela și ăsta e nervos că eu iau. Hai că revin cu imagini, fraților. Gata, fraților, am pregătit cuibușorul, să zic așa, și pentru femeluța de neoalbus. Îi mai prind eu aici un placaj de OSB, cum am spus, și va trebui să găsesc o metodă de a-i pune cum să spun eu, ceva pentru apă și pentru mâncare, pentru că nu am castronele și va trebui să improvizez ceva. O să aduc femeluța de neoalb aici, voi lua femeluța de hicole, o voi da la montă, o vom muta în nou licot. Cotez, din păcate, n-am mai găsit fân să cumpăr, nu mai este. Așa că i-am pus niște paie. Îi voi pune niște paie și la femeluța de hicole, dar întâi să pun OSB-ul acolo și să aduc femeluța de neo aici, după care vom lua femela de hicole și o vom duce la montă. Gata, fraților, luăm iarăși femeluța de albastru vienez, dar întâi să pregătesc ușa aluia, că nu pot să o las deschisă, că am mai lăsat-o și-au sărit de aici în cușcă. Stai cu minte, bă. Așa, și să iau femeluța. Să o mai băgăm o dată la muntă. Hai, fata. Hai, vino cu aia. Hai. Hai. Hai, vino. Gata. Fii cu minte. Fii cu minte, că știu că tu așa funcționezi. Ești pe răutate. Tu ești pe răutate. Așa, că acum te duc la pantalonul ăsta la altă. În spatele tău, băi. În spatele tău, ia uite-o. Stai așa. Gata, tată, hai că e într-o poziție mai bună, invers. Hai că acum îi dai cum trebuie. Bravo. Bravo, tată, băi. Bravo, tăticule. Ăsta dă să muște când o iau acum. Gata, mă, lasă-mi pace, băi. Gata, tată, băi. Ha, gata. Ha, gata, gata. Hai să o lăsăm în pace. Așa, încă o dată și-am terminat cu femeluța aceasta. Încă o dată și-am terminat și cu femeluța aceasta. Urmează să luăm femela de neo de aici, să ducem în partea cealaltă și
să aducem femela de Hicole în această cușcă. Revin cu imagini. După cum vedeți, fraților, am făcut transferul, am adus femeluța de neo-alb în noua ei cușcă. N-am ce să-i fac. Hai sus acolo, hai sus. N-am avut ce să-i fac, dacă nu i-a plăcut cușca aia, nu i-a plăcut. Sper că în cușca asta, fiind mai mică și având fătătoarea mai mică acolo, să reușească să facă cuibul cum trebuie și să am succes cu ea la o nouă fătare. Momentan va rămâne aici, voi lua femela de Hicole și o voi da la mascul. Nu am ce să-i fac acestei femeluțe, asta este ultima ei șansă. Dacă nici acum, urmează zilele următoare să o dau la muntă, dacă nici acum nu va făta și nu îi va crește, din păcate ne vom despărți de ea. Iarăși aici îi vedem pe ăștia tolăniți, pe bagabon tolăniți, mumă să ai acolo. Trebuie să las un pic camera ca să o prind. Da? O vom lua, o vom da la montă și o voi băga în noua ei cușcă, unde va trebui să facă iarăși iepurași. Pentru că aceștia au crescut minunat, după cum vedeți și voi. Totul este în regulă și au ales acolo un colț unde să-și facă nevoile. Ați văzut și voi, a făcut pipi. Îmi place că și-a ales un colț acolo. Așa că nu mai stau și ce fac bă, tata? Iau femeluța și o duc la montă, revin cu imagini de acolo. Am băgat femeluța de Hicole la montă, vedem că aceasta nu prea stă. Da? Așa a făcut și data trecută. A alergat un pic până a stat ea la montă. Sperăm că și de această dată o să se liniștească și va sta la montă femeluța. Da, vedem că este acolo. Ridică, trebuie doar să ridice. Vedem aici monta reușită. Cușca a intrat în apă. Da, am reușit odată cu ea, o voi lua. Și o voi băga în noua ei cușcă. Revin cu imagini de acolo. Am introdus-o și în noua ei cușcă. Momentan nu știe care este treaba, cercetează. O vedem aici. A avut succes prima montă. O voi mai băga de două ori. După care o voi lăsa în pace, pentru că și prima dată tot de trei ori am băgat-o și femeluța a luat monta cu succes. Vedem că acum cercetează. Bineînțeles că este mirosul celelalte femele și din cauza aceasta ea miroase și cercetează peste tot prin coteț. Consider că este o cușcă mult mai bună aceasta pentru iepuroaica aceasta, deoarece ați văzut, face mulți pui și îi crește. Iar și cealaltă de neo, după cum ați văzut și voi, am avut un pic de probleme cu ea, să zic așa, și la a doua și la a treia fătare. Sper eu ca de această dată să nu mai avem probleme. Lăsăm această femeluță aici. Lăsăm un pic iepuroiul să își revină, după care o vom băga din nou la mascul. Și același lucru vom face și cu femela de albastru vienez. O voi mai băga o singură dată la mascul, după care o voi duce înapoi la ea în cușcă. Așa că, dragilor, nu uitați, dacă vă place ceea ce fac eu, să dați un mare like acolo, să dați un share la videoclip și, de ce nu, cei care sunteți noi pe canal, să dați și un abonament la canal și să aprindeți clopoțelul pe toate pentru a primi notificări de fiecare dată când eu postez un nou videoclip. Aici îl aveți pe Rufus, câinele meu, și el vă salută și la fel vă zice până data viitoare, numai bine. Salutare, prieteni.